se pune întrebarea cine va fi următorul ministru al sănătății. Va fi de la USR, va fi de la Plus. Știm că portofoliul de fapt ar fi al celor de la Plus. Da, numai că va rămâne așa oare? Deci dacă USR-ul rămâne la guvernare, vor încerca să tranșeze problema în interiorul partidului. Dacă USR-ul nu revine la guvernare, atunci situația devine foarte complicată. Pentru că vă spuneam, va fi guvern minoritar, va fi guvern de mare coaliție, nu știm. Și atunci lucrurile se vor schimba în mod radical. Dacă va fi guvern minoritar, ipoteză care mi se pare plauzibilă în cazul în care USR-ul pleacă de la guvernare, atunci ne putem aștepta ca domnul Tătaru să se întoarcă. Dacă nu, până la urmă, persoanele cele mai indicate sunt cele pe care le-au propus deja, le-au discutat ceva cei din USR, chiar dacă sunt de la USR, în fond este aceeași formațiune politică, chiar dacă are două părți. Și în final, ceea ce trebuie să trimită este un om cu experiență. Un și medic. Domnul Viner este un medic care are ceva experiență. E nevoie de un medic în momentul ăsta. Și e nevoie de un medic care să știe care este situația la bază. Aduceți-vă aminte că atunci când domnul Tătaru a venit, era o lipsă de legitimitate și de autoritate în Ministerul Sănătății extraordinară, pe fondul începutului carantinei și a crizei COVID. Și a reușit să remedieze situația pentru că avea o cunoaștere a bazei. E important acest lucru. Și domnul vine de la Arad dintr-un spital. Deci înțelege mai bine situația asta. Domnul Voiculescu era, v-am spus, probabil un bun ministru pe timp de pace. Dar pe timp de război e nevoie de generali experimentați.